Ce vine din inimă, în inimă se duce, zice Constantin Noica. Teodora nu face promisiuni, dar în loc de nădire, zice că ne vom revedea. Undeva departe de tine, departe de iubire, inima ta oare îmi zâmbește sau își ascunde doar dragostea? Tot ce-i mai bun fac pentru tine. Departe de tine voi pleca, dar nu din voia mea. Într-o bună zi mă voi întoarce să-ți aud glasul. Departe de gândurile tale frumoase, inima mea bate pentru tine. Departe de tine voi pleca, dar cu gândul la tine stau. Căci viața mi-a propus să plec, dar voi veni și vom sta împreună pe, într-o sau dintr-o veșnicie. Nu vă ascund că eu mi-a lăsesem poezia pe care a schimbat-o maestru. Sunt multe de spus, sunt multe de ascultat și în timp ce îi ascultam pe cei doi maestri și prietenii ai sufletului meu, mi-aș fi văzut cu ochii cum ar fi într-un arc de timp Teodora să ne aducă în cel mai scurt timp pe scena naționalului într-un gând dramatic. Cred că ea va trebui să cugete serios. Eu aș dori să vă mulțumesc pentru că pe vremea aceasta v-ați rupt din timp și ați venit alături de noi, dar în mod special Oanei și lui Adrian și acestei asociații de suflet Voluta Arte, în seara aceasta pentru carte, pentru Teodora și împreună cu Carmen Ionescu, Vopsi Dinuescu și Cosmin Pleșa, vă mulțumim. Și să fie așa cum Teodora zice că următorul volum, vă spun acum așa discret, că noi știm că e în pregătire, dacă V. Voiculescu, dacă Vasile are un, nici nu știu cum să-i spun, un har și spune că are niște traduceri din sonetele lui Shakespeare, oarecum imaginate, Teodora, pentru că a stat atunci la Moscova, sunt în sală, câteva foste studente, astăzi actrițe, foarte dragi mie, vă mulțumesc că ați venit. N-au recunoscut-o pe Teodora. Teodora era pruncuța aceea care nu se vedea din cauza lumânării, pe care am pierdut-o pe aeroport la Moscova și doamna Iancu a îngălbenit. Dragilor, acea Teodora de atunci, iată, este Teodora de azi și discret, la Sebeș, după ce a stat atât de aproape de maestru și de toți ceilalți oameni speciali care au fost alături de noi, a zis că ar scrie și ea ceva imaginativ cu femeile din piesele lui Shakespeare. Ce să zic? Doamne ajută să fie într-un ceas bun și cum zicea părintele, drag, tipic, tipic și la inimă nimic, încheiem toată nota lui Noica, ce vine din suflet, în suflet se duce. O seară bună și vă mulțumim! Așadar, ne bucurăm nespus de mult că ați fost alături de noi. Ne bucurăm din suflet că am avut acești oameni și avem în continuare alături de noi, pentru că minunile poate se întâmplă doar o dată în viață, dar, așa cum spunea și regizorul Pleșa Cosmin, aș vrea să spun și eu că, virgulă, chitara se ține lângă inimă și se cântă cu inima. Ați ascultat muzică de pe viitorul meu album solo Terra Eterna pentru chitară clasică. Super. Și dacă doriți cărțile Teodorei, cu siguranță le puteți achiziționa de aici, de la doamna de la casă. Încă o dată să aveți o seară minunată și să
ne bucurăm împreună cu Teodora la final. Dacă doriți autografe și un cuvânt drag să vi scrie pe carte. Vă mulțumim din suflet!